Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului Nicăieri nu ca acasă, marca noi.md. Astăzi am o deosebită plăcere să stau la o ceașcă de ceai alături de Sabina Rusnac, food blogger și antreprenoare. Te salut cu drag! Salutare! Cum ești? Toată zâmbet, ca de fiecare dată. Pentru că este încă dimineață. Eu sunt bine, mulțumesc. Toată lumea care te cunoaște și te urmărește de o bună bucată de vreme ar zice că ești un om realizat din toate punctele de vedere. Tu cum te simți acum? Evident, din prisma personală, mă simt o femeie realizată, în primul rând pentru că sunt mamă, am o familie frumoasă, doi copii buni. Pe partea profesională aș spune că este încă mult de lucru și multe idei mai am pe care aș vrea să le dezvolt. Desigur, sunt mulțumită de faptul că am dezvoltat un blog culinar care are deja peste 5 ani și devine tot mai popular și mai de încredere. Și de curând am deschis și un bistro cu mâncare sănătoasă, un vis de-al meu pe care îl coceam de vreo 2 ani. L-ai copt ca pe o rețetă și într-un final putem gusta toți din ea. Așa și a fost. Să știi că eu de mult mă gândeam că mi-ar place să aduc publicului ceva sănătos, ceva util. Deci chiar mă gândeam dimineață cum a început totul și mi-am amintit de perioada anilor 2007, în care am mers cu Work and Travel în Statele Unite. Acolo am lucrat ca hostess și ca chelneriță. Și lucram într-un restaurant polonez, apropo, dar am lucrat și în restaurant american, deci unde se servea burgere și mâncare tipică americană, nesănătoasă, donuts la micul dejun, chestii de genul. Și mereu atunci mă gândeam ce ar fi fain să lucrezi, nu iată în așa context, dar într-o cafenea unde să se facă sucuri naturale de morcov, de sfeclă, smoothie-uri, salate și cumva, iată, atunci prima dată mi-a venit ideea asta că mi-ar place să lucrez în asemenea local, dar nu mă gândeam că eu să fac așa local, da? Deci așa era, paradox, aveam cât 20 de ani. Și apoi pasiunea asta, să zic așa, pentru mâncare sănătoasă, care o aveam din adolescență, s-a dezvoltat în blogul meu, s-a transformat, cum ar fi. Din 2018 am început să creez rețete și, respectiv, iată unde am ajuns, la un bistro. Cine te-a inspirat să mergi spre mâncare sănătoasă? De unde e pasiunea asta pentru gătit? Mama? Mama mi-a inspirat pasiunea pentru gătit prin exemplu propriu, fiindcă ea gătea foarte mult, foarte gustos, în perioada când eram eu mică și se făceau nunțile la țară în cort, ea era cea care îi se încredințau diferite clătite, torturi și alte mâncăruri, pentru că ea le făcea gustoase și țin minte că deseori se băieta cumva că, Doamne, n-o să reușesc, mi-am luat asupra mea și una, și a doua, și a treia, pentru că le făcea gustos. Și cumva eu am văzut la ea și cărți cu rețete, și cu grafie chirilică, și în rusă erau, cu imagini, culori, deci m-au marcat aceste lucruri. Plus, asta a fost deci în copilărie, dar în adolescență, maică mi-a cumpărat niște cărți despre dieta grupelor sangvine, despre tratamentele naturiste cu sucuri, cu ceaiuri de plante. Și eu, având astea sub mână, le-am citit și uite, m-au marcat. Și am fost foarte ușor și rapid influențată de informațiile de acolo, încât eu la 20 de ani, la facultate, beiam ceai de urzici, că citisem că face pielea, deci aveam coșuri ca orice adolescentă, citisem că ajută împotriva acnei. Și colegii mele beiau Fanta acolo, dar eu ceai de urzici. Deci asta ți-o poate confirma oricine. Întorcându-ne la copilărie, pentru că ai pomenit adineauri de ea, îți amintești care erau cele trei feluri de mâncare? Ce nu lipseau niciodată de pe o masă de sărbătoare în familia ta? Cred că mesele noastre din copilărie, de sărbători, nu se deosebeau de mesele tuturor, majoritatea moldovenilor, adică încărcate din abundență.
cu diferite mâncăruri, dar șuba, țin minte că era mereu prezentă. Iată, salata olivier, la fel, dar mai puțin. Dar șuba era de fiecare dată la Revelion și de Crăciunul pe stil vechi era borșul scăzut. Asta cu varza acră, da. Diferite cupturi, desigur că erau mai multe feluri de mâncare, inclusiv răcitura, da, piftie, pârjoale, mai multe. Dar uite, șuba și borșul scăzut erau obligatorii în fiecare an. Lege. Da, da, da. Ai ales să-ți lansezi inițial un blog culinar. De ce? Simțeai că oamenii au nevoie de inspirație sau au nevoie și de sprijin atunci când vine vorba de mâncare sănătoasă? Și de sprijin, tu foarte corect ai spus, pentru că bloguri cu rețete sunt de când e internetul și nu cred că al meu se deosebește cu mult de alte bloguri cu rețete, dar oamenii au nevoie de motivație, de stimulare, să zic așa, iar asta se face prin explicație, prin explicarea beneficiilor pe care tu o să le ai dacă o să implementezi XY sfat. Da, adică și cumva de aici mi-a apărut motivația, având în mintea mea acele informații care le-am citit eu, că ajută, că e bun, că uite ce bine o să te simți după asta, m-am simțit că trebuie să împart pe lucrurile astea cu publicul. Și deci cum a fost, venise sora mea într-un an de sărbători acasă și asta 2 săptămâni la mine, timp în care eu i-am gătit tot felul de chestii și îi explicam că uite, asta ți-a ajutat, că dacă o să mănânci salată de morcov și varză o să ai nu știu ce acolo beneficii. Și ea mi-a zis, dar tu de ce nu deschizi un blog? Și eu atunci la mine a fost, zic, dar de ce nu? Zic, chiar mi-ar place. Ea mi-a spus că, uite, este Instagram-ul, poți să postezi acolo. Deci ea mi-a explicat, eu foarte ușor am fost convinsă de ideea asta pentru că îmi plăcea și am zis, hai să mă împărtășesc. Afacerea pe care o ai tot ține de mâncare sănătoasă. Da. Asta încerci cumva să promovezi zi de zi prin fiecare rețetă, prin fiecare bol pus pe masă. Cât de ok sunt moldovenii la acest capitol? Adică crezi tu că ei aleg ușor între o mâncare sănătoasă și evită fast food-ul, de exemplu? Trebuie să recunosc că tendința de a alege ceva sănătos este în creștere. Îmi place și să cred acest lucru și că contribuie și eu cumva la opțiunile pe care oamenii le au, mai ales în food court. Dar oricum, o bună parte din moldoveni fac greu alegerea, deci mai ușor o să dea banii pe un burger sau un wrap cu cartofi, paie și maioneză decât pe un bol. De ce? Sunt banii la mijloc? Oare doar ei? Eu cred că ei nu înțeleg valoarea pe care o primesc de aia. Adică nu neapărat banii, diferența de bani, cât valoarea pe care o să o primească. Dar totuși generațiile cresc tot mai bolnave, bolile întineresc, din păcate. Eu când aud că sunt copii de 12 ani care au probleme cu tensiune arterială, cu deja obezitate, dar colesterolul mărit și chestii de genul dat, pur și simplu mă gândesc cu teroare la ce ne așteaptă și înțeleg că mai mulți oameni conștientizează probabil acest aspect și asta îi ajută să aleagă mai sănătos. Plus, aș vrea să mulțumesc și nutriționiștilor, blogurilor de rețete sănătoase care încurajează, care explică și fac o muncă colosală pentru a educa stilul alimentar și opțiunile pe care ar trebui oamenii să le aleagă. Și munca ta zilnică este una colosală, aș zice eu. Te întrebasem înainte de interviu dacă poți să duci atâtea sarcini pe umeri. Ce ți-aduce ție antreprenoriatul? Bănuiesc satisfacție, dar și multă oboseală. Da, dar încerc să mă focusez pe partea pozitivă. La moment îmi aduce entuziasm. Vreau să văd unde o să ajungă toată asta, deși sunt conștientă că probabil nu depun și nu dedic, că am vrut să zic că nu depun efort, dar depun, dar nu dedic destul timp
ca să dezvolt afacerea și asta nu e pentru că încerc să îndeplinesc toate rolurile pe care le mai am în afară de asta. În primul rând sunt mamă, cum am zis, am doi copii, soțul care la fel necesită atenția mea, afecțiunea mea, grijile casnice pe care orice femeie le are. Și mai pui blogul, care fiecare creator de conținut o să înțeleagă cât de mult timp solicită un blog. Și deja și afacerea, care nu mai vorbesc cât de solicitant este să administrezi localul și echipa și toate împreună. Te-ai gândit că poate dacă era să deschizi acest local într-o altă țară, era să-ți fie mai ușor? Nu. Nu cred că era să-mi fie mai ușor. Nu cred. Tu ai membri ai familiei stabiliți peste hotare. Acest lucru n-a fost un motiv ca să îți faci tu bagajele, să o iei de la capăt în altă parte? Niciodată. În primul rând, poate am avut așa o idee de a pleca în Statele Unite. Atunci când am revenit după programul Work and Travel, mă gândeam poate să merg acolo. Dar din momentul în care m-am căsătorit cu soțul meu și cumva m-a creat împreună că da, nu spunem niciodată, dar noi ne vedem aici, în primul rând că și părinții sunt aici și nu am vrea să plecăm, prietenii, rudele. Noi ne-am înrădăcinat bine aici. De ce, în opinia ta, crezi că oamenii ar fi bine să mai găsească motive de a rămâne acasă? De ce țara noastră ar avea nevoie de oameni talentați, buni, inspirați, ca tine, de exemplu? Pentru ca să nu moară țara. Pentru că eu mă întristez enorm când aud că oameni cu talent, oameni cu inițiativă pleacă, pentru că înțeleg cine mai rămâne. Deci, adică nu avem viitor dacă plecăm toți, nu mă consider cei printre cei mai buni, dar anume cei cu inspirație, cu inițiativă, cu entuziasm, cei care nu cedează de la greutăți, atunci cine mai rămâne aici? Am câteva fraze pe care aș vrea tu să le continui în încheierea acestui interviu. Cea mai gustoasă mâncare este cea? Gătită cu dragoste, cu grijă. Ingredientul secret care face mâncarea și mai apetisantă? La fel, dragostea și grija, dar vreau să zic încă un aspect pe care îl promovez cumva și pe blogul meu. Poți să gătești cea mai gustoasă mâncare, dar dacă tu nu o prezinți frumos, nu aranjezi masa frumos, nu pui poate o muzică pe fundal sau o lumânare, vorbesc chiar de weekend-uri, nu vorbesc de cine romantice, atunci mâncarea ce nu o să aibă atâta valoare, da? Și nu o să fie savurată la maximum. În schimb, poți să gătești fasole cu murături sau mămăligă cu friptură și dacă aranjezi frumos și creezi o atmosferă plăcută, pui niște șervețele, un napron sub farfurie, o să arate mult mai rafinat și mai gustos până la urmă. Putem transforma sufrageria într-un restaurant, măcar foarte în weekend. Foarte corect. Dintre supe și salate, aș alege? Salatele. Eu mă văd acasă și peste ani pentru că... Pentru că aici sunt rădăcinile mele. Când spun acasă, mă gândesc la? Familia mea, copiii mei. Astăzi aș vrea să spun mulțumesc. Comunității, pentru că au fost alături de mine, pentru că mi-au dat încrederea că merită să deschizi un bistro cu mâncare sănătoasă. A fost o decizie destul de greu de luat, dar anume comunitatea indirect mi-a transmis faptul că avem nevoie de așa ceva, mai ales în food court-uri și cumva asta este direcția mea, acolo unde nu este, acolo să vin cu opțiuni de mâncare sănătoasă și gustoasă, nu doar sănătos, că e o diferență. Așa e. Iar eu astăzi vreau ție să-ți mulțumesc pentru că am savurat împreună acest ceai delicios, apropo, și să-ți urez succes în tot ceea ce faci, pentru că e lucru mare ceea ce ai început și îți urez o continuitate. Da, mulțumesc și te aștept mai des la Salatera. Cu mare drag. Prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a proiectului Nicăieri Nu E Ca Acasă, marca noi.md. Vă reamintesc, în cazul în care doriți să deveniți și voi eroii rubricii noastre, așteptăm să ne scrieți pe adresa de e-mail acasă@noi.md sau pe rețelele de socializare. Până la noi întâlniri!